Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai jucăm puțin Edi. Hai să mergem să mai facem aici o misiune. Nu știu câte ori mai avea până termina jocul. Dacă nu aici, nu aici, hai să întoarcem. Ia de fapt, hai să lăsăm pe Edi înainte. Hai Edi, du-te, lăsăm așa. Nu știu, cred că mai am vreo două misiuni. Două? Da, cred că două. Bar n-am câte de fapt, dar mă rog. Da, cred că două. Ok, hai de aici, la casa bântuită. Stuck inside this dusty and decrepit hovel of disrepair, and me without protective gloves or headgear. Mind telling me how Mr. Yum Yum got in here in the first place? Quit your griping. I knew Jimmy would pay top dollar to get that stupid doll back, so I told Ed to hide it in the house. Nice job putting it in the window, big guy. That was pure genius. But I did not put him in the window, Eddie. I left him on the mantle here. Well, I must say that butt print is the right dimension. How would you know? Opa, ce vine de acolo? I'm sure it's just the wind. Hi, boyfriends! Keepers! Looking for Mr. Goodbar? It's Yum Yum, actually. Trade Yum Yum for good boyfriend presents. Or maybe you'd like to skip the presents and go straight to the smirch. Bă, dar urâte mai sunt astăzi de dragul. No, no, we'll get you some presents. Ok, în caz că nu știți care e faza, că nu știu de ce nu ne arată cinematicurile aici. Bine că nu tăbar astea pe noi. Hubba, hubba. Aia, să nu mă apropii de ele, ok. Cred că o să trebuia să deschid ăsta ușa. Ok, deci pe aici. Run, fellows! Mă, acum s-o aude pe aici. Ai, ce-i nevoie de Ed? Uuu, 50 de bani! Sau nu sunt 50 de bani. Da, deci, faza e că ăsta... Jimmy a pierdut ursuleț, iepurașul ăla, domnul Yum Yum sau cum dracul o chema. Țeapă. Așa, și trebuie să îl ducem și el a luat proastele astea. Ok, oricum nivelul ăsta știu că o să fie greu. Bine, cel mai greu cred că e ultimul, dar asta e altă parte. I'm too young. Ok, s-a rupt scândura. Dacă am văzut o tarantulă, omoară tarantula. Tarantulă, cântați cu mine, tarantulă. Masă de biliard, hai că-mi place. Și pe aici nu-i nimic. Văd că-s niște lieși pe acolo. Adă banul la băiatul. Ceva ce trebuie să ducem acolo. Aha. In your dreams. Bun, hai du asta, Edi. Aia te... Aia mă întorc. Bă, dar ce mă enervează mouse-ul ăsta de la joc. Ce râd astea să dea naiba, zici că... Zici că s-o acordi cu unul și o râde de puța lui, cine știe. Că mai găsești din astea. N-am pățit, dar na. Opa. O sticlă, e. Și asta unde trebuie să o pun? Trebuie să mă întorc cu ea sau ce? My, my,
Intriguing. Ok, se iau acum sticla aia. Da, bă, pierduse odată surorile Kanker, nu știu ce, bărcuța din sticlă. Din corabia din sticlă sau ce de genul. Și trebuie să le duc personal sau? Hai că le duc așa, nu arunc după ele cu sparg. Și apoi vine asta și îl corresc pe Ed, nu că nu i-ar plăcea de lung colo. Văd că l-au pus iepurașul la pomas de tortură. Ok. Ușa următoare. Sau pe aici am fost? Nu te dracu, credeam că nu mă nimerește. Tarantulă. Pe partea cealaltă să înțeleg. Și asta e închisă. Ok. Aha, uite aici o gaură în perete. Desparmă fălciu. My predilection for confectionaries. My, intriguing. Bun, și acum de ce am venit aici? Doar pentru sparmă fălci? Sau... No. Oh, am mai făcut rost de un ban. My, bă, dar pe Eddie l-am folosit cel mai puțin, se pare. Ok, s-a deschis o ușă în perete. Direct în laboratorul lui Dexter ne ducem acum. Încotro. Aha, pe aici. Dar nu poți să sar peste este? Văd că nu. Aaa, nu. Mi-amintesc locul ăsta. Oh! Hai că mai prins o găină și am mai rămas una. Locul ăsta mi-l amintesc, era într-un episod, tot din casa asta. Bă, deci îmi place, jocul ăsta e făcut exact ca la carte. Ca la carte, exact cum e desenul. Opa! Curse my predilection for confectionaries! Încă un sparmă fălci frumos. This should work. Doamne, că nu se vede nimic acum. Aha, am văzut eu ceva apă pe acolo. Mi-intră părul în ochi cam așa. Să sperăm că nu se rupe podișca asta. Cum încotro? Aha, urcăm. Ai, ce nevoie din nou de Ed, ăsta cu capul tare. Hai da! Smash! Încă un bănuț. Tarantulă proastă. My, intriguing. Ok, și acum ești, am văzut o gaură aia și o trebuie să faci ceva acolo. My, intriguing. Asta e altă ușă. Uite, pe aici am mai fost. Am vrut eu să sar peste aia. Tarantula, mătii! Ok, bag-te și sari. Ok, Edward, get a grip. Deep breath. Deep breath. În sfârșit, HP. Ok,
pompoane avem. My, deschide-le ușa. Intriguing. Și pe aici cine ba fac? Țeapă! Da, a fost o capcană. Haide, deci trebuie să duc ăsta așa pe aici. Hai, mă întoarce mouse-ul mai repede. Hai, bă, cât de dubitoc pot să fiu. S-a mai deschis ceva, văd. A, încă un bonus aici. Cu asta ce-o trebuie să fac? My, my! Intriguing! A, și asta duce la suroile cancer. Poți să iau asta? Da, dar nu pot să... Deci butoiul ăsta trebuie să-l duc. Vrei să fie... grăsime sau... Asta cred că e al ăsteia blonde. Asta e. Bă, dar nu le ghicez deloc astăzi. N-am deloc noroc. Ok, două din astea sunt ocupate, a mai rămas. Da, nici nu înțeleg ce mergem așa. Ok, și asta unde ar trebui să ducă? Bun, am mai făcut 100 de... Am mai făcut de un dolar. De la un Sparbofalch până mâine. Deci un drum în partea aia și... Mai e unul pe aici? You better run! Fuck you! Sparge și ăsta? Oh, un spar mă face, hai să-i dăm și lui Eddie să-l ia. Yup, boys! Looks like my lucky day! Ok, am luat și un sparmă fălci. Hai, da-s pe aici. Aha. Power elevator. Hai că o să am nevoie de ăsta, că el se pricepe la așa ceva. Aha. De aici. This should work. Bun, hai că acum am dat curent. Taci-vă cu cărțile tale. Ok, și ne-a dus la bibliotecă, locul pe care eu sincer îl urăsc. Bine, nu zic că nu-s bune cărțile. Dacă vouă vă place să citiți, citiți până nu mai puteți. This is beyond my capabilities. Am o grămadă de prieteni care sunt foarte lecturi. Pasionați de lectură și astea. Adică, mor, dacă vrei să iei bacul, cred că trebuie să citești toate porcările anumite opere literare. Opere literare care sunt, de fapt, despre niște țărani care pupau pământ ca... Și când te gândești că pământul ăla nu era pământ simplu, era cu bălegari și ce mai dădeau, ce dracu. În loc să-ți pup nevasta cu niște pământ. Înțeleg că la țară acolo doar pământul ți-a duce un venișez, dar totuși, dă-o încolo de treabă. S-a mai zic că autorii, na, ăștia, fiind 90-95% de la țară, zic lumea satului românesc ca o lume frumoasă, fără griji, e pădreacu fără griji, că se murea acolo în prostie. Unde trebuie să merg acum? Ah!
știam eu că trebuia să îmbur ceva pe acolo. Adică, ca să vă faceți idee, nu exista pic de igienă, mâncarea se strica într-o zi, dacă era să tai ceva, un miel, ceva, acum îl tăiai, acum îl prăjeai, n-aveai frigider, laptele, mi se pare că ăștia îl băgau în dovle sau ceva. Deci nu, era ca dracu, rău de tot. Și ăștia zic că au o lume de vis care te creează ca și om și astea. Da, și te umple de boli. Ăștia-s fericiți că nu au murit dracu de la lepră. Nu se murea pe vremea aia de toate bolile pământului. Iarăși candelabrul măciucii. Stop goofing around! Că n-au mai venit ăștia pe mine. Mă, câtii până jos pe deacă cad, sunt mort. Bagă viteză. O carte. Dar cărțile de râs. Nu știu, acum zic unii că doamne, păi românul nu mai citește că... Unde e cartea aia că nu o văd? Că românul nu mai citește, că nu mai cumpără cărți. Păi pe vremea Ceaușescu se cumpărau multe pentru că... Bine, unii sunteți mici, nu știți care e faza cu Ceaușescu și astea. Dar pe vremea aia, pui mei, n-aveai televizor și ce puteai să faci? Că te plictiseai, cumpărai cărți și citeai că... Televizor aveai 2 ore pe zi, desene 5 minute ca să faceți idee. Așa, încotro acum, pe aici. Dobitocule! Păi și eu pe unde am venit? M-am pierdut. Ah, deci de aici am venit. Și na, n-aveai ce face să citești. Pe vremea internet nici atât, nici calculator nu avea internet, aveau numai ăștia de la televiziuni și atât, statul și atât. Așa că na, bucurați-vă de ce aveți voi acum. Stai mă, în partea asta sau... Nu, nu pe aici. Pe aici era, parcă pe aici. Da, și cam asta e faza. Și tot mi-a dat cineva aseară un clip de la Sucre pe care vor să se mai demult, dar bine că mi-am amintit de el. Hai să zic chestia așa, apoi fac misiunea. Despre ăștia cu chendamele și nu știu ce, că tot zic că e de căcat, dar și pe vremea lui erau și alte jucării și mai ciudate, nu știu ce. Bă, n-am nimic din partea mea, joacă-te cu spinnerul în fârtel până ți se face rău din partea mea. Dar... Pe mine mă enervează gen, sunt la școală, vreau să vorbesc cu colegii și îi văd așa numai cum se pun toți în jurul spină și îl învârta așa și se uită. Ceva gen ca atunci cu joculete la Pixword, se chinuiau, zic, nu puteți să faci nimic, că toți numai cu Pixword să rezolve porcările alea. Unele trenduri într-adevăr au și ele avantajelor, dar na. My, my, intriguing! Gata, a făcut și misiunea. Bun, puteam următoarea misiune, că nici nu știu. Hai să o mai prim pe aici. Vai la parcul de rulote? Dacă e la parcul de rulote, s-ar putea să... De fapt, nu, nu e ultima, că s-ar putea să mai am și în partea asta altă. Nu știu dacă e full versiunea asta. Știu că ar trebui să mai am și pe aici, am și aici, am și aici. Ok, mi-au dat 2 misiuni, văd.
Ok. Stai, aia a fost doar ca să mă duc în partea aia? Atât? Nu înțeleg, nu înțeleg deloc. În fine. Nu las muzica că mi-au copyright. Păi încheiem aici și acest episod de Edeci Edi. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Ce cască, filmez dimineața că n-am internet. Și am vrut să fac Q&A-ul, dar ghiși ce, n-am internet ca să-l pot face. Pentru ce îmi trebuie mie internet pentru Q&A? Ca să vă iau întrebările de pe net, în fine. De pe YouTube și de pe Facebook. Hai că încheiem aici. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!